Cântece Victorul, foarte bun și fost coleg de-a noi de gimnaziu. Ala era un prieten foarte bun, cu el m-am înțeles cel mai bine de toată școala gimnazială și primară, dar baiul el era că era cam zgârșit. Am chiar am avut o întâmplare petrecută pe clasa 7-a. Eu să prind trenul de Șimneu, mă scol la ora 5, nu, știți cum e la țară, trebuie să mulgem vașele, le ducem la ciurdă, curățit, dată mâncare la găini. N-au și eu și pun merite. N-au nici tu bani, nici nimic, n-am, nu s-o pot să cupă nimic și vine pauza mare. Au foame pe mine, eu chioră mațele mai tare ca la leu. Da, păi, și Victor a nostru, s-a mușcat într-un flintoc, dar la dupită, apoi eu când văd parcă l-aș fi prins pe Dumnezeu de picior. Și mă duc la el. Măi, Victor, am eu. Dai și mie o bucățică de pita asta, că tare mi-e foame și n-am nici de mâncare. La care el îmi răspunde foarte așa, obraznic. Dar tu ce mi-ai dat mie? Eu așa, tot cu tonul meu, zic,
Îmi țin minte că am luat două săptămâni, ți-am dat în tosa ce mă crească. Dar însă, îți zic și un banc de stat de sezon, ce că la o stână, un cioban avea un câine ciobănesc dat la talor, ca ocazion, așa, și aceea sunt foarte contant. Vine un american cu numele de alea de alor americane, boss, pe acolo, și așa, ce baciole, cât ofer pentru acest câine? Ce mai pentru câinele ăsta, ce... Nu știu. Ce mai îți dau 5.000 de euro. Ce eu nu, ce până la urmă ăsta m-am gândit, ăsta e câinele meu, eu nu dau nimic pe el, ăsta eu l-am crescut, eu l-am dresat, eu nu mă pot despărți de el. 7.500, hai, îți dau pe el. Domnul, vă zic, ăsta e câine de rasă, nu mă pot despărți, are 3 ani, știu că e floare vârstei, au face ce pune dumneavoastră, dar nu. Ce mai, îți dau 10.000, dar am plecat. Ce nu, vă rog frumos, asta e. Pare rău. Merge procurorul, voi îl dresați dumneavoastră, dar la care pleacă ăsta și vine unul cu numere de sălaj. Ce bună ziua, bani, ce bună ziua. Ce o dă-n zălavă, ce tare fain câinele, ce cât dai pe eu. Ce mai, cât oferi? Ce mai, îți dau 15 milioane. 1.500 de lei. Ce la bun, nu am văd. Eu îl pun în portbagaj, dă bani și merge. Dar la care un cioban mai mic de lângă el acolo îl întreabă. Și păi, ăsta îți oferă 10.000 de euro. Dă 30.000 de euro mai mare suma. Ăsta îți dă 15 milioane și tot. Și îl dai. Ce măi, de la zăra o să știe întoarce, dar pe din America nu mai știu. Thank you.
Go!
Aceasta a fost cea de-a șaptea ediție a concursului Tradiții Silvane. Au evoluat în fața dumneavoastră concurenții, laureații, invitații. Vă mulțumim foarte mult pentru răbdare. Vă dorim să vă găsească Sfintele Sărbători în liniște și pace, multă, multă sănătate și să ne revedem la ediția a 8-a. Vă mulțumim că ați avut răbdare să-i urmăriți. Și acum realizez următorul fapt. Cum ne creștem copiii, așa îi avem. Dovadă că în aceste zile totuși copiii îndrumați de dascăl au avut răbdare să urmărească niște colegi de-ai lor. Probabil ar trebui să fim mult mai atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru și să știm să apreciem munca acestor minunați copii și să le dăm exemplu de viață. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Vă mulțumim domnilor din juriu care ați rămas până la această oră. Vă mulțumim, domnul profesor Gelustan. Vă mulțumim, domnule inspector. Vă mulțumim, domnul Costalaș și părinților, precum și colegului nostru distins care ne ajută să realizăm înregistrări, Tăieru, domnul Tăieru, mulțumim! Și firmei Top Sound! Vă felicităm și vă dorim sărbători fericite! Și în ultimul rând, într-adevăr, eu am fost cu sufletul foarte aproape și am simțit orchestra, niște oameni minunați. Din partea noastră, a organizatorilor, aveți un mare premiu de excelență. Noi nu vă putem da decât o diplomă. Noi doar o diplomă putem să vă oferim. Poftim? Da. Da, cu siguranță. Cu siguranță vom colabora în proiectele care urmează. Vă dorim toate cele bune!